doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rămășcanii votează. Iată-ne, ne apropiem cu pași repede de finalul acestei campanii electorale de doar două săptămâni, o campanie care trebuie să recunoaștem a fost plină de evenimente, o parte plăcută, o parte neplăcută, dar o să vedem de ce. Invitația din emisiunea de astăzi este doamna deputat Raluca Turcan, președintele PNL România, care a venit la Roman să-l sprijine pe domnul Lucian Micu, candidatul PNL la funcția de primar. Bună ziua și bine ați revenit la Roman după atâția ani, doamnă. Bună ziua, bine v-am regăsit. Acum eu am mai trecut prin Roman, dar n-am avut marea plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Dar întâlnirile și susținerea politică au existat în timp și au avut oarecare continuitate, atât cât am putut să acopăr toată țara. Da, mi-amintesc de vremea când poposeați la Roman însoțindu-l pe domnul Teodor Stolojan, atunci ne-am întâlnit în mai multe rânduri, la mai multe conferințe de presă. Iată că astăzi am din nou plăcerea să vă am ca oaspete în emisiunea noastră. Doamnă Raluca Turcan, o să încep cu întrebarea ce reprezintă pentru Partidul Național Liberal păstrarea primăriei de la Roman și implicit a celei de la Craiova, dar astea sunt cele mai importante primării, parcă și Târgu Jiu, din câte mi-am amintesc eu. O mare responsabilitate reprezintă pentru PNL ca Lucian Micu să câștige primăria municipiului Roman, pentru că aici PNL a avut un primar foarte bun, a câștigat un deputat foarte implicat și foarte dedicat și cred că romașcanii merită ca această echipă cu domnul Leurean și cu domnul Micu să funcționeze în continuare în interesul lor. Și până la urmă, dacă vreți, pentru PNL este responsabilitate, pentru romașcani este pragmatism. Este un fel de preocupare pentru interesul lor, pentru că aici s-au făcut proiecte pentru comunitatea romașcană, s-au făcut investiții, s-au creat locuri de muncă, s-a creat plus valoare și ar fi păcat să dea cu piciorul la un avantaj pe care ei l-au avut în comparație cu multe alte localități din România. Eu sunt un om politic care a bătut mult România, a fost mult în țară și pot să fac lesne o comparație între ceea ce înseamnă administrație, primărie condusă de PSD și ceea ce înseamnă administrație, primărie condusă de PNL. Pe de o parte, la PNL ai oameni foarte eficienți care urmăresc interesul public, proiecte pentru cetățeni, pe partea cealaltă ai un comportament care tinde să crească dependența față de stat. Uitați-vă la numărul de ajutoare sociale. Uitați-vă la numărul de investiții private și publice. La fondurile europene atrase de localitățile PSD și veți vedea că au ca și brand, dacă vreți, această creștere a dependenței față de stat și o lipsă cruntă de impulsionare a mediului privat, de punere în mișcare a motorului care creează bunăstare. Deci, fără niciun fel de reținere, îi rog pe romașcani să cântărească foarte bine, să-și marcheze importanța zilei de 11 iunie, să meargă la vot și să-l voteze pe Lucian Micu, pentru că realmente este un om care știe ce trebuie făcut pentru municipiul Roman, e un om care a demonstrat ce poate să facă pentru municipiul Roman, face parte dintr-o echipă puternică, atât la nivel local, cât și la nivel național, o echipă de oameni care au știut, așa cum am spus, să sprijine și să muncească pentru cetățeni. Dincolo de Laurențiu Leurean, pot să vă spun că PNL are primari de municipii reședință de județ care sunt branduri naționale. Avem primari la Oradea, primar la Alba Iulia, la Arad. Avem oameni care au știut să apropie România de vest.
Cred că este momentul ca și Moldova să se apropie de vest. Dacă aici ai o administrație bună, dacă ai niște parlamentari buni și PNL-ul sper să se reconsolideze la nivel național, atunci misiunea pentru proiecte acestea de dezvoltare a zonei este mult mai aproape de reușită. Spuneați că ați trecut deseori prin Roman. Mi-amintesc atunci când îl soțeați pe domnul Stolojan aici, Romanul era sub administrare PSD. Vă mai amintiți cum arăta Roman atunci? Da, dumneavoastră faceți referire la o perioadă care s-a scurs în urmă cu vreo 12 ani de zile și s-au schimbat foarte multe lucruri în România. Eu nu vreau să fiu ipocrită și, în general, m-am ferit de dubla măsură sau de lucruri, comportamente exagerate. Nu pot să spun că în România nu s-a mișcat nimic în bine, chiar și acolo unde au fost primari PSD-iști. S-au mișcat înainte lucrurile, dar pentru cetățeanul de rând, care așteaptă eficiență de la clasa politică, preocuparea trebuie să fie cât de repede se mișcă în bine lucrurile. Că pot să se miște în 20 de ani sau pot să simți beneficiile unei guvernări bune și în 5 ani de zile, și în 4 ani de zile, unele chiar și peste un an de zile. De aceea, viziunea trebuie să fie una pe termen lung și preocuparea oamenilor de a-și marca ei propriul destin prin a-i alege pe politicienii buni care să conducă și administrația locală și în Parlament și în Guvern, trebuie să fie una mult mai temeinică. De fiecare dată când mă întâlnesc cu alegătorii, îi rog, în primul rând, să se ducă la vot. E foarte important să te duci la vot ca după aia să nu-ți pară rău. Ați văzut masele de oameni ieșite în stradă când PSD-ul și-a dat adevărata măsură a valorii, făcând ca prim gest al ajungerii la guvernare cu majoritate de 50%, ordonanța 13 care i-a albea dosarul lui Liviu Dragnea. Au ieșit oameni în stradă. Ei, vreau să vă spun că o proporție foarte mare dintre acei oameni nu au mers la vot. Și le-a părut rău că nu au mers la vot. La nivel național, acum, guvernarea PSD va încetini perspectivele de dezvoltare ale României. Și o să se demonstreze zi de zi că PSD-ul a câștigat alegerile cu o uriașă fraudă de încredere. Nu vreau să se întâmple lucrul acesta și la Roman. Nu vreau ca PSD-ul să se ducă la romașcani și să-i mintă, să le promită marea cu sarea, când de fapt ei la guvernare nu pot să se țină de cuvânt, cu toate că au tot ce le trebuie pentru a conduce eficient instituțiile. Dar le trebuie profesionalism și determinare, dorința de a servi cetățeanul. Înainte de a vă pune întrebarea că, iată, vedem că de două zile în PSD se mișcă lucrurile și că ei vor să-și dărâme propriul guvern, aș vrea să-l întreb pe domnul Micu, ca să facem un dialog aici, despre programul PNL Roman 2020, să puncteze așa principalele proiecte. Noi am mai discutat și în conferințe de presă și în alte emisiuni de asta, dar haideți să le repunctăm ca să ajungem spre final la ceea ce se întâmplă în PSD zilele acestea și ce va urma, ce este previzibil, chiar din interiorul lor, oamenii o spun, dar să vedem ce ne spune domnul Micu despre Roman 2020. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei președinte că este astăzi alături de noi. Am demonstrat că aici, la Roman, iată, întreaga structură de conducere centrală a partidului este alături de mine. Mă bucură foarte mult acest lucru și, de asemenea, mă și motivează foarte mult pentru a obține un rezultat cât mai bun, astfel încât să ieșim în fața conducerii partidului cu rezultate cât mai bune, așa cum am obișnuit de altfel partidul la ultimele scrutinuri. Legat de proiectul nostru Roman 2020, este un proiect care a început în anul 2016, la acele alegeri din vară, când domnul deputat la această oră, dar la acea vreme primar, Laurențiu Leureanu, a obținut cel mai bun scor de primar de municipiu din România. Este un proiect la care am lucrat foarte mult. Eu am fost viceprimar timp de 5 ani în administrația Leureanu și mare parte din aceste proiecte poartă și amprenta mea.
De aceea, în momentul în care ne-am consultat în legătură cu viitorul acestui municipiu, am luat decizia ca domnul Oreanu să meargă la București pentru a ne susține proiectele în Parlament și la nivel guvernamental și eu să rămân aici mai departe pentru a continua proiectele la care noi ne-am angajat. De aceea și prin programul pe care îl aducem la cunoștința romașcanilor și pentru cei 3 ani care au mai rămas din acest mandat, vreau să spun că o parte din aceste proiecte deja s-au implementat, o parte dintre ele sunt în curs de implementare și aș da ca exemplu rețeaua de canalizare și apă pluvială din cartierul Pejurareș, acolo unde avem probleme deosebite și care a cunoscut, iată, beneficiul acestor investiții. Începând chiar de ieri am dat ordinul de începere a lucrărilor, azi s-a predat amplasamentul și de mâine vor începe și lucrările. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că există așa o stare indusă la nivelul municipiului Roman, prin care se spune că dacă ai Consiliul Județean, ai și Guvernul, sigur va curge lapte și miere la o primărie. Lucrurile nu stau tocmai așa, dar atâta timp cât ai proiecte bune, poți să obții finanțare, indiferent cum se cheamă acel guvern. Și din informațiile pe care le am, cel mai probabil municipiul Roman va beneficia de finanțare prin Planul Național de Dezvoltare Locală, astfel încât aproximativ 30 de miliarde de lei vechi vor veni pentru finanțarea acestui proiect de apă și canalizare din cartierul Pejurareș. Mai mult decât atât, infrastructura educațională reprezintă un obiectiv important pentru administrația noastră și Liceul Tehnologic Vasile Sav va primi și acesta o finanțare prin Planul Național de Dezvoltare Locală de aproximativ 50 de miliarde de lei. Deci iată că, exact cum spunea și doamna președintă, vom reabilita clădirea, un internat și de asemenea vom dota și liceul cu toate cele necesare, inclusiv laboratoarele. Vreau să subliniez ceea ce spunea și doamna președintă Raluca Turcan, că atunci când îți dai interesul și îți dorești să faci ceva pentru comunitate, poți face indiferent de numele guvernului, indiferent de culoarea guvernului care se află vremelnic la conducerea țării. De asemenea, avem foarte multe proiecte cu finanțare europeană pe care le avem depuse pe diferite axe și de asemenea suntem în așteptare și pentru celelalte, pentru că noi ne-am făcut temele încă din anul 2014, când avem realizată și aprobată strategia de dezvoltare a municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, drept pentru care în acest moment avem deja depuse 5 proiecte cu finanțare europeană. Este vorba despre cele 2 parcuri, Zăvoi și Jora, este vorba despre reabilitarea termică a blocurilor, este vorba despre Casa Celibidache și despre Muzeul personalităților romașcane Casa Manulescu Strunga. Alte 2 proiecte urmează să le depunem până în luna august, se află deja în stadiu de proiectare, este vorba de creșa Smirodava, a cărei capacitate se va dubla și, bineînțeles, mult așteptatul cinematograf Unirea, pe care îl vom transforma într-un centru cultural multifuncțional cu 3 încăperi, o încăpere mai mare de peste 200 de locuri, care să aibă o funcțiune multiplă, cinematograf cu ecran de proiecție, dar și o sală de spectacole cu scenă, dar în același timp și 2 săli dedicate, 2 săli mai mici de câte 50 de locuri dedicate strict pentru cinematografie. Și bineînțeles, așteptăm și celelalte ghiduri de finanțare, astfel încât să putem depune proiecte și pentru realizarea în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Română a unui centru de imagistică. Așteptăm și mai departe celelalte linii pentru reabilitarea infrastructurii educaționale și așa mai departe. Apropo de acest lucru, doamnă președinte, nu știu în ce măsură știți că la Neamț, la președinția Consiliului Județean, este fostul dumneavoastră coleg, deputatul Ionel Arsenie și de la acest nivel se practică un șantaj asupra romanului, din care, în condițiile în care anul trecut, la ultima rectificare de buget, ne-au dat o sumă, o să ne spună domnul primar, cât în bătaie de joc, la fel au făcut și la începutul acestui an, dar acum vin cu promisiuni și spun să vedeți,
voi ce o să aveți. Chestiunea a fost că odată cu instalarea pe fotoliul de președinte al Consiliului Județean, domnul Ionel Arsene ar fi trebuit să ducă mai departe un angajament al fostei conducerea Consiliului Județean, prin care trebuiau să aloce Spitalului Municipal din Roman o a doua tranșă pentru un aparat de radiologie absolut necesar spitalului, pentru care se plătise o primă tranșă și trebuia aparatul stătea ambalat, pentru că condițiile acestea de livrare a lui erau legate de achitarea celei de al doua tranșe. Deci au refuzat sistematic să o facă, așa încât conducerea primăriei a fost nevoie să se descurce, cum spune deviza liberală, prin noi înșine, să asisteze altă serie de investiții legate de o învelopare a ultimei părți a spitalului, o serie de aparatură pentru a putea plăti această rată. Asta în condițiile în care, cu 2 ani înainte, la Spitalul Județean dăduseră 55 de miliarde pentru un tomograf care la scurt timp a și fost închis. Nu știți că Romanul deservește populația sa aproximativ de 57.000, plus 29 de comuni de jur împrejur, plus Bacău, din Iași, o serie de comuni, o serie din Vaslui. Deci aceasta este realitatea pentru care și acest șantaj pe care îl practică. Eu personal am dat în judecată Consiliul Județean ca și pensionar pentru faptul că la un târg de Crăciun au cheltuit cu mult prin firme de partid, cu mult pentru 55 de căsuțe din lemn, cu mult peste 5 miliarde și jumătate de lei. Din păcate, justiția a funcționat așa cum a fost și mi-au dat mi-au pus termen la 3 săptămâni după ce s-a încheiat târgul și a fost acest jafă în codru. Pe banii Consiliului Județean. Dacă președintele Consiliului Județean și instituția funcționează în felul acesta, este foarte greșit. Și îi rog pe romașcan să sancționeze acest mod de comportament al celor din Consiliul Județean, care au majoritatea. De asemenea, mai trebuie spus un lucru. În fiecare funcție publică trebuie să fie omul potrivit. Pentru că omul potrivit la locul potrivit marchează destinul. Aici, în municipiul Roman, trebuie să fie, în primul rând, un om care să vorbească despre proiecte, așa cum a făcut Lucian Micu, care să cunoască nevoile de dezvoltare ale comunității și care să fie atât de puternic și atât de vocal, încât să le ceară răspicat și celor de la Consiliu și celor din guvern drepturile romașcanilor. Domnul Micu nu este singur. Domnul Micu are o echipă de parlamentari care îl susține și face parte din Partidul Național Liberal, care acum își readună forțele și care va sancționa mult mai ferm decât a făcut-o până acum orice derapaj din acesta instituțional care sacrifică interesul omului de rând. Mie îmi pare rău că la alegerile parlamentare PNL a luat acest rezultat. Eu am condus o organizație, PNL Sibiu, care a reușit să dea și la alegerile locale și la alegerile parlamentare o performanță foarte bună, dând un președinte de Consiliu Județean de dreapta PNL după 16 ani. Evident că am avut și marele avantaj de a avea un primar sau de a-l avea pe Claus Iohannis primar al municipiului Sibiu mai în bine de 12 ani. Însă faptul că la nivel național, Partidul Național Liberal nu a reușit să-și impună mult mai bine soluțiile și să se distingă, pe de o parte, ca o alternativă reală la ceea ce înseamnă această politică abuzivă a PSD-ului, pe care inclusiv dumneavoastră o menționați, și pe partea cealaltă, să contureze și să prezinte oamenilor mult mai bine soluțiile pe care le are, m-a făcut să accept această provocare să preiau președinția Partidului Național Liberal la propunerea colegilor și să încerc să-i readuc pe oameni la nivel și național, dar și la nivelul fiecărei localități, cât mai mulți alături de PNL. Pentru că această țară, România noastră, are nevoie de un Partid Național Liberal puternic. Medicii, profesorii, oamenii de cultură,
oamenii de afaceri structural sunt compatibili cu Partidul Național Liberal, cu valorile pentru care noi milităm și așteaptă soluții de la noi. Vreau să ieșim din această letargie care a marcat Partidul Național Liberal, în care ne mulțumeam cu niște poze și cu Dacian Cioloș și cu Klaus Iohannis și nu ne mai ocupam atât de tare de argumentarea și fundamentarea și prezentarea soluțiilor noastre în fața oamenilor. Și de acum înainte, împreună, într-o echipă pe care încercăm să o conturăm în toată țara, să aducem la decizia politică mai mulți oameni buni, dornici să se implice, profesioniști și care rând pe rând să meargă în locurile unde pot să servească cetățeanul. De aceea astăzi am venit într-un turneu infernal prin țară să fiu alături de Lucian Micu, pentru că îmi pun mari speranțe că aici în Roman o să punem la primărie, în continuare, după Laurențiu Leurean, care este un parlamentar foarte bun plecat de aici din Roman, un om foarte bun în persoana lui Lucian Micu, primar. Știe și mă bucur că dumneavoastră aveți în față ziarul pe care domnia sa l-a realizat cu prezentarea ofertei, știe ce trebuie făcut pentru romașcani, înțelege exact pe fiecare stradă, în fiecare cartier unde trebuie să pună degetul ca proiectele să răsară, să servească oamenii. În felul acesta se investesc bani, sunt firme care lucrează pentru proiectele respective, se creează locuri de muncă și au mai mulți români și romașcani șansa să lucreze aici în România decât să plece în străinătate. Avem o mare problemă. În momentul de față, la nivel de țară, în zona Moldovei în special, ne pleacă românii în străinătate pentru că nu-și mai văd perspectiva de realizare aici în țară. Părinții, cei mai mulți, sunt sărăciți. Șansele ca un tânăr să reușească pe forțele lor sunt din ce în ce mai mici, nu sunt investiții și locuri de muncă. În instituțiile publice se intră de multe ori pe bază de pile și relații. Legea pare că este diferită pentru cetățeanul de rând față de cel care e la vârful politicii. O astfel de România nu poate să continue la nesfârșit și în același timp să aștepte să fie tratată cu respect în rândul țărilor europene. Pentru că orice om, romașcan, botoșănean, apropo, eu sunt botoșăneancă la bază, ieșean, vasluian, când se uită la țara lui și se uită la Uniunea Europeană unde noi suntem membri, își dorește același tratament. Își dorește ca statul să-i fie la fel de aproape cum este statul în Germania față de cetățeanul german. Să-i ofere măcar aceleași șanse de reușită. Că el alege să plece în altă parte, asta deja e decizia lui, dar statul trebuie să-și facă datoria să creeze în România un loc unde să poți avea șansa la reușită individuală. Dacă vreți, provocarea este una foarte mare și pentru Partidul Național Liberal și pentru cei care vor decide în Partidul Național Liberal și pentru cei care vor conduce România, pentru președintele Klaus Iohannis. Avem un președinte votat de 6,2 milioane de români și nu l-au votat pentru că este sas cu ochii albaștri și a fost primar la Sibiu. Nu, l-au votat pentru că a avut un program de țară și la baza soluțiilor pentru economie, educație, sănătate a pus niște principii pentru care a militat zi de zi a mandatului său. Că unora le-a plăcut, că altora nu le-a plăcut, este o realitate. Klaus Iohannis a militat cel mai tare pentru instituții puternice în România, fără abuzuri. Și când zic fără abuzuri, mă refer inclusiv la justiție, care trebuie să funcționeze fără abuzuri și să servească în primul rând cetățeanul de rând. A lupta pentru o clasă politică fără privilegii și fără corupție. E mare lucru ca președintele tău, și uitați-vă în urmă un pic la Traian Băsescu, să ai garanția că președintele tău nu vorbește de luptă împotriva corupției, dar în jurul lui tolerează corupția. Klaus Iohannis este un fervent apărător al luptei credibile și sincere împotriva corupției. De asemenea, acest atașament față de respectarea legii, mai rar îl întâlnești la un om politic în România. Sunt câteva tururi pe care românii le-au văzut când au votat Klaus Iohannis și pe care și le doresc respectate. Partidul Național Liberal a fost în acea bătălie. Ei, s-a pierdut pe drum un pic.
sau una a spus și alta a făcut ulterior. Noi trebuie să ajungem din nou să fim atât de credibili și de sinceri și de fermi în politica noastră, încât cei care au votat Klaus Iohannis să revină alături de Partidul Național Liberal și noi să putem să stăm drepți lângă președintele Klaus Iohannis și să milităm pentru România, că e România noastră, unde și Lucian dorește să-și crească copiii, unde și eu doresc să-mi cresc copilul, și unde și dumneavoastră nepoții și mulți dintre cei care ne urmăresc. Domnule Lucian Micu, revenind la ceea ce pomeneam eu înainte, la acest șantaj pe care îl practică PSD-ul, nu doar în această campanie electorală, ci de când ne spune ce garanție vom avea noi romașanii că domnul Ionel Arsene va dirija către Roman, așa cum spune, bani să ridicăm palate din aur aici, în condițiile în care o să ne spune dumneavoastră cât și cum a alocat la sfârșitul anului trecut la această părțire a bugetului care s-a făcut absolut pe criterii politice. Da, eu vreau să specific doar un lucru și să înțeleagă toți romașcanii un lucru foarte important. Consiliul Județean nu mai are atribuții și prerogative atât de mari cum avea odată în ceea ce privește împărțirea banilor. Mă bucur că, într-un final, la nivel guvernamental s-a stabilit o formulă de calcul și banii, grosul banilor vin prin formulă de calcul clară de la Ministerul de Finanțe. Sigur, o anumită cotă parte de bani mai vin și prin intermediul Consiliului Județean. Respectul Consiliului Județean, președintelui Consiliului Județean față de romașcani, stă cam așa. La sfârșitul anului trecut a alocat 2000 de lei pentru municipiul Roman, iar la începutul acestui an 100 de mii de lei pentru tot anul din cote defalcate, în condițiile în care comune mult mai mici au beneficiat de circa... Și Târgu Neamț, nu mai zic. Eu însă militez pentru altceva la nivelul Romanului. Eu nu mai doresc ca Romanul să stea cu mâna întinsă la nimeni, ci îmi doresc ca municipiul Roman să se dezvolte singur și natural. De aceea vreau să vă spun că prin cele peste 2000 de locuri de muncă pe care le-am creat până acum în ultimii ani la nivelul municipiului Roman și încă cel puțin 1500 care se vor crea în următorul an și jumătate prin investițiile care se realizează, municipiul Roman va deveni capabil să se autofinanțeze singur. Acesta este obiectivul meu ca până în anul 2020, din cotele de venit care vin automat prin formulă de la Ministerul de Finanțe, municipiul Roman să aibă capacitatea de dezvoltare proprie. Sigur că mai departe, prin intermediul proiectelor europene pe care vi le-am spus mai devreme, prin intermediul Planului Național de Dezvoltare Locală, pe care de asemenea l-am enumerat mai devreme, poate atrage sume suplimentare pentru dezvoltarea anumitor zone ale municipiului Roman și pentru realizarea unor obiective precise. Însă, în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea și cheltuielile de dezvoltare ale municipiului Roman, municipiul Roman va deveni capabil în 2-3 ani să se autofinanțeze, lucru pe care mi-l doresc din toată inima și pentru care voi lupta foarte mult. De aceea, prin programe multianuale pe care noi le avem, suntem capabili acum, de exemplu, în acest an să reabilităm peste 100.000 de metri pătrați de rețea, infrastructură stradală cu covor asfaltic. Realizăm asfaltări de străzi noi, realizăm alei și parcări între blocuri atât de necesare pentru toți cetățenii municipiului Roman, pentru că noi am observat un lucru. Sunt foarte importante investițiile de proximitate ale romașcanilor. Sigur, e frumos că le vorbim și de Casa Cilibidache, le vorbim și de cinematograf, le vorbim și de un muzeu, de bibliotecă, dar foarte mulți romașcani sunt foarte interesați de ceea ce se întâmplă în proximitatea lor. Poate o bancă și un coș de gunoi și o alee asfaltată contează mult mai mult pentru ei decât, de exemplu, ștrandul municipal, unde parte dintre cei mai care... Eu aș vrea doar să-i provoc pe romașcani la un exercițiu de imagine. Cum arăta acum 9 ani ștrandul municipal? Cum arăta acum 9 ani biblioteca? Cum arăta strada Ștefan cel Mare? Cum arăta fântâna din fața hotelului? Cum arăta corpul B de la Roman Vodă? Cum arăta centrul orașului? Sunt doar câteva exemple pe care vi le-am dat în mai puțin de 10 secunde. Dar sunt convins că dacă romașcanii se vor uita puțin în urmă și vor studia poate o arhivă personală de poze, cam cum arăta Romanul acum 9-10 ani în urmă,
cu siguranță vor vedea diferența. Și pentru că noi avem decât 2 minute mai la sfârșitul emisiunii, aș vrea un pic să pomeniți și despre testul de anduranță pe care ați trebuit să-l treceți ca primar la sfârșitul săptămânii trecute, când, nu știu dacă doamna Raluca Turcan știe, Romanul s-a confruntat cu o avarie de apă foarte puternică, care a transformat strada Suceava într-o adevărată Veneție și după doar 16 ore echipa primarului Micu a reușit să remedieze, în timp ce anul trecut la Piatra Neamț pietrenii au stat 4 zile fără apă. Da, nu vreau să-mi fac un titlu de glorie din toată treaba asta. Într-adevăr, Romanul a trecut printr-o situație de criză. Mă bucur că am putut să demonstrez romașcanilor că știu să gestionez aceste situații de criză. Mai mult decât atât, am avut alături o echipă a companiei județene APASERV care a lucrat foarte bine și inclusiv conducerea județeană a companiei APASERV care a fost alături de noi. Am spus-o și în conferința de presă, am avut și romașcani de foarte bună credință care au avut curajul și care s-au implicat alături de noi în remedierea acestei avarii. Este vorba despre o avarie la o magistrală de alimentare cu apă care a dus la sistarea alimentării cu apă în ziua de sâmbătă în municipiul Roman. Am intervenit de la prima oră de când am luat la cunoștință despre această avarie și până când s-a finalizat avaria nu am plecat de la fața locului, în vreme ce alți politicieni din Roman stăteau pe Facebook și pe terase pentru a comenta, pentru a lansa atacuri și pentru a emite comunicate de presă. Sigur, au ales lucrul cel mai ușor de făcut. Bun, iar prefectul care zice că e apolitic a trebuit exact în săptămâna asta a ajuns... Da, a fost corpul de control, a plecat după circa o oră și ceva. Lucrurile pe care le-a constatat au fost foarte clare. Primăria municipiului Roman nu are nicio vină în ceea ce privește realizarea acestei investiții. Nu au făcut niște poze? Ba, cu siguranță. De obicei, reprezentanții PSD-ului în instituții publice merg în diferite locuri și fac poze, pentru că în asta consideră ei că stă bunăstarea cetățenilor. Da. Din păcate, nici nu au venit la fața locului pentru a vedea despre ce e vorba și să vadă dacă pot da o mână de ajutor. Restul mai departe prea puțin contează. Eu sunt foarte bucuros că am reușit să le redăm romașcanilor apa, care era un element foarte important, mai ales acum în aceste perioade călduroase. Ba mai mult, la Bacău, dacă țineți minte, cam o săptămână de zile a durat avaria. Eu am insistat foarte mult, o avare asemănătoare, am insistat foarte mult ca echipele și două mașini să plece, una la Bistrița, una la Brașov, pentru a aduce cele și două piese necesare. Și este foarte curând cu o companie de talia pasier să nu aibă piesele. Sunt piese de diferite mărimi, cele de mărimea de care aveam noi nevoie s-au găsit doar în aceste două locații. Am trimis de urgență mașinile și cât timp noi am lucrat pentru tăierea țevii și decopertarea ei, mașinile între timp au și adus. Eu încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și care au redat romașcanilor apa. Bineînțeles, în același timp, împreună cu subprefectul județului, care a stat aici la fața locului și căruia îi mulțumesc. Încă n-a fost schimbat, dar este un om de o calitate extraordinară, a rămas pe baricade alături de mine și împreună am asigurat alimentarea cu apă potabilă în mai multe cartiere din municipiul Roman, atât cu apă potabilă cât și cu apă menajeră. Cred eu că astfel trebuie gestionate crizele și mai puțin stat pe Facebook și pe emis comunicate de presă. Doamna președintă Raluca Turcan, iată că în jumătate de oră ne-am străduit să vă creionăm așa cât mai știa dumneavoastră când v-am mai spus noi despre cum arată Romanul, despre ce promisiuni să facă. Acum o să vă rog pe dumneavoastră să adresați un mesaj romașcanilor pentru duminică 11 iunie. Eu am venit convinsă la Roman că Lucian Micu este soluția pentru primăria Roman. După această discuție și după ce am citit programul politic al domnului Lucian Micu pentru romașcani, am odată în plus această convingere că romașcanii merită un om priceput, un om destoinic, un om implicat și corect în fruntea primăriei. Lucian Micu nu este singur. El este într-o echipă de oameni cel puțin la fel de implicați
și de dornici să sprijine romașcanii ca domnia sa. Și mă refer la Laurențiu Leurean, mă refer la echipa Partidului Național Liberal, care acum își recapătă forțele, își redefinește strategia pentru români și sperăm ca din ce în ce mai mulți oameni să se simtă reprezentați și apărați de Partidul Național Liberal. Guvernarea actuală a PSD este o guvernare care face rău României și românilor. Se autosubminează. Pe termen lung. Da? Este o guvernare care pe zi ce trece arată un lucru foarte clar, că interesul lor și al clientelei politice este pe primul loc, interesul românilor este pe locurile din urmă. Așadar, Partidul Național Liberal, Lucian Micu, Laurențiu Leurean, România și romașcanii, cred că aici, în Roman, pot să pună lesne degetul pe cel mai potrivit om pentru primăria municipiului Roman. Poziția și acela trei, este nu? Lucian Micu. Poziția și vă trei. Mai rog ceva, da, și vă mai rog ceva. 11 iunie e o zi importantă. Nu treceți cu vederea. Dincolo de activitățile zilnice ale romașcanilor, să-și lase timp să meargă la vot, ca după aceea 4 ani să nu regrete. Să meargă la vot 3 ani și ceva. Să meargă la vot și să-și aleagă viitorul manager, viitorul conducător al urbei pe care o au și pe care cei mai mulți o iubesc foarte mult. Deci să meargă la vot și să voteze Partidul Național Liberal, să ne caute pe poziția 3 pe buletinul de vot, că au acolo un om foarte bun. Domnul Micu, cuvântul final. Da, sunt în total asentiment cu doamna președinte Raluca Turcan. În primul rând îi rog pe romașcan să se prezinte la vot. Cred eu că este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă. Eu sunt convins că romașcanii își iubesc orașul. Am reușit să redăm romașcanilor demnitatea de a se numi romașcani. Am creat aici în Roman un nou pol al dezvoltării în zona Moldovei. Cred eu că romanul are o poziție deosebită care poate fi fructificată și eu în continuare voi milita pentru dezvoltarea municipiului Roman, pentru implementarea acestor proiecte de care romanul are cu adevărat nevoie și da, consider că sunt cea mai potrivită persoană pentru a conduce primăria municipiului Roman până în anul 2020. Așadar, vă aștept pe toți la vot. Votați poziția 3, Lucian Micu. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru interesul cu care sunt sigur că ne-ați urmărit și de data aceasta și da, și eu vă întreb, prezentați-vă duminică la vot, pentru că în ciuda celor de la județ, a unor organe de presă care ne numesc în bătaie de joc Republica Roman sau Republica Romașcană, crezând că folosind această ironie ne vor reuși să ne înfrângă acea mândrie pe care noi o avem, este bine să venim cu toții la vot și să ne exprimăm opțiunea electorală pentru duminica 11 iunie. O zi bună!